Bazin modern la instituțiile de învățământ. Lucrările au început din 2012 și tot tărăgănau, dar anul trecut am insistat să alocăm 3 milioane de lei pentru a scoate în capăt cu reparațiile respective. La moment sunt copii de clasa a 2-a, a 4-a care frecventează orele de educație fizică și au o oră pentru bazin. Vor fi deschise bazinul și pentru alți copii și grupe care vor să frecventeze extracurricular, să facă ore de not. Vom continua investiția în bazinul în alte instituții de învățământ, așa încât să oferim copiilor cât mai multe activități sportive, să poată să se dezvolte și să se simtă mai confortabil.